Situația financiară dificilă a județului reclamă o rigoare a cheltuielilor și a investițiilor, dar necesită și recuperarea unor sume care se dovedesc a fi vitale pentru ca localitățile și Consiliul Județean să primească un balon de oxigen care să le permită să respire. Adrian Suțuianu a anunțat că s-a reușit deblocarea unor fonduri de la Ministerul Dezvoltării, care vor permite continuarea proiectului de reabilitare a Spitalului Județean. Am făcut demersuri la ministerele de resort pentru recuperarea sumelor necesare funcționării în bune condiții a proiectelor europene. Am reușit cu Ministerul Dezvoltării să deblochez o sumă de 23 de miliarde de lei vechi, 2.300.000 de lei noi, pentru proiectul de la Spitalul Județean, unde în momentul acesta sunt restanțe cumulate de aproape 50 de milioane de lei. Deci 50 de miliarde de lei vechi, cu precizarea că la momentul când eu am venit la Consiliul Județean, restanțele erau de 89 de miliarde. Am făcut eforturi deosebite pentru a plăti și la Spitalul Județean. Este în analiză la Spitalul Județean acum o nouă cerere de rambursare la compartimentele de specialitate din Consiliu. Sper ca până la sfârșitul lunii mai să pot să aduc lucrurile oarecum la zi, ca să pot și pretinde ca lucrările să se desfășoare conform graficului. În această logică se înscriu și demersurile făcute de unitățile administrativ-teritoriale din Dâmbovița în baza Ordonanței de Urgență 3/2013, ordonanță care prevede anumite măsuri pentru reducerea arieratelor. De asemenea, în baza Ordonanței de Urgență 3/2013, 22 de localități au depus dosare la Ministerul de Finanțe. Suma totală solicitată este de 14.933.435 lei. S-au aprobat deja 11 dosare, care înseamnă aproape 10 milioane de lei. Celelalte dosare sunt în așteptare. Sperăm noi să se suplimenteze suma necesară acoperirii arieratelor prin credite de la bugetul statului, de la trezorerie. Lucrul ăsta a permis o anumită relaxare și pentru unitățile administrativ-teritoriale, dar și pentru Consiliul Județean, pentru că știți foarte bine, și noi am luat un credit de trezorerie de circa 27 de miliarde de lei. Adrian Suțuianu a precizat totodată că a fost întărită disciplina financiară în cadrul instituțiilor din subordinea Consiliului Județean. Cred că am reușit în această perioadă să întăresc disciplina economico-financiară în Consiliul Județean, la instituțiile și societățile comerciale subordonate. Am redus drastic cheltuielile materiale cu bunurile, serviciile, hârtie, carburant, telefoane, ceea ce ne va permite să desfășurăm mai multe proiecte de investiții în această perioadă.